Dragii mei, vă salut și eu în această frumoasă duminică, apreciez faptul că suntem aici împreună. Țin să precizez faptul că astăzi, într-un anume fel, nu celebrăm ziua cinzecimii sau rusaliile, cum este cunoscută sărbătoarea în termeni populari, dar vom vorbi despre cinzecime. Peste două săptămâni în calendarul nostru apare această sărbătoare, dar peste două săptămâni noi vom celebra 25 de ani de la nașterea Bisericii Emanuel. Imaginele astea pe care le-am văzut puțin mai devreme, probabil că pentru unii dintre dumneavoastră, pentru mine cu siguranță au stârnit oarecare nostalgie amintindu-ne de începuturile noastre și de modul în care Dumnezeu și-a arătat credincioșia sa față de noi în cei 25 de ani, așa că anticipat putem să spunem slavă Domnului pentru asta. Așa că astăzi ne vom opri la prima parte a capitolului 2 din Cartea Faptele Apostolilor, așa după cum vă este cunoscut tuturor, noi predicăm expozitiv, adică paragraf cu paragraf din cărțile Bibliei, Așa că vă invit să deschideți împreună cu mine Biblia la Faptele Apostolilor, capitolul 2. Pentru început voi citi primele patru uh, versete, ca apoi să continui până la versetul 13. Pentru cei care urmăriți în traducerea Dumitru Cornilescu, pagina este 1056, Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 1. În ziua cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjeitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească Amin. Cinci zecime. Este o sărbătoare evreiască, una dintre cele șapte sărbători pe care le aveau evrei de-a lungul unui an, unui calendar religios. Sărbătoarea aceasta fiind numită inițial sărbătoarea săptămânilor. A șaptea săptămână după, zeci, după Paște. Cuvântul cinzecime chiar asta înseamnă a cinzecea zi. Da? Această sărbătoare are loc la 50 de zile după sărbătoarea Paștelui, numărând cu a doua zi a sărbătorii zimilor. Pe vremea în care Mântuitorul nostru trăia din punct de vedere fizic, în lumea noastră, sărbătoarea aceasta avea câteva scopuri. În primul rând, era celebrarea dării legii lui Moise. Mult mai târziu a fost asociată această sărbătoare cu darea legii lui Moise. Iată ce spune Exod, cartea în care găsim momentul în care Moise primește de la Dumnezeu decalogul, legea cele 10 porunci, da? Exod capitolul 20 cu versetul 18. Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliște aceasta poporul tremura și stătea în depărtare. Haideți să așezăm puțin în context versetul acesta. După 430 de ani de robie în Egipt. Dumnezeu îi scoate pe evrei de acolo cu brațul puternic al său, folosindu-se de Moise. Aproximativ două milioane de oameni trec prin Marea Roșie pentru a înfrunta pustiul în drumul lor spre țara promisă, Canaan, Israelul de astăzi. Dar, în timpul acesta, acest popor de sclavi cu o mentalitate specifică robilor, trebuia să primească un mandat cu totul și cu totul special din mulțimea tuturor popoarelor care între timp au devenit, au ajuns la o închinare politeistă. Dumnezeu alege acest popor și în Exod capitolul 19 le spune vreau să fac din voi, din poporul acesta, un neam de preoți care să slujească în mijlocul tuturor celorlalte națiuni, ca în felul acesta, revelația pe care voi ați primit-o să fie benefică și pentru ceilalți. E bine, momentul în care Dumnezeu dă legea este unul foarte special. Mulțimea aceasta se apropie de muntele Sinai și acolo se întâmplă câteva fenomene supranaturale. Fenomene pe care evreii nu le pot suporta sunt prea îngrozitoare pentru ei și va cere ca Moise să urce pe munte, să stea singur între popor și Dumnezeu și acolo pe cele două table din piatră degetul lui Dumnezeu să scrie cele zece porunci. Și asta este imaginea pe care o surprinde Exod capitolul 20, versetul 18. Tot poporul auzea ceva, auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. Ei bine, comentarul rabinic spune ce poți, cum poți vedea, scuzați-mă, o voce. Da, vocea lui Dumnezeu în textul pe care l-am citit la mii de ani distanță în Faptele Apostolilor, capitolul 2, s-a manifestat ca niște limbi de foc. Același Dumnezeu care s-a manifestat evreilor pe muntele Sinai, se manifestă acum la nașterea bisericii pe pământ asemănător. Se manifestă cu limbile de foc. Aceasta este, aceasta este prima însemnătate a sărbătorii cincizecimii. Cea de-a doua era sărbătoarea secerișului. Era momentul acela când evrei luau primele roade și se duceau la cortul întâlnirii și mai întârziu la templu să le închine Domnului, recunoscând că tot ce au vine de la Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu. Era un fel de jertfă a primelor roade. Faptul că Iahve, așa cum le-a fost lor descoperit, este cel care binecuvântează recolta. La Cinci Zecime sau la Rusali, în timpul Vechiului Testament, roadele erau aduse la Templu. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, sunt aduse alte roade la Templu, dar de data aceasta sunt roadele slujirii lui Mesia, Dumnezeului întrupat în mijlocul nostru. Da, evreii erau, li se cerea cel puțin bărbaților, să fie cu toții prezenți la această sărbătoare. Așa se face că de peste tot din lume, din diaspora, se strângeau acasă, la Ierusalim, credincioșii evrei. Aici, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, asistăm la o întorsătură în istoria Bisericii. Dacă, până aici, spre exemplu, în capitolul 1, li se spune ucenicilor nu plecați din cetate, rămâneți în Ierusalim, așteptați până veți primi umplerea cu Duhul Sfânt. Ei, aici în capitolul 2, Duhul Sfânt coboară peste cei 120. Dacă până aici ucenicii sunt echipați, au petrecut cam trei ani și jumătate împreună cu Mântuitorul, au înțeles ceea ce presupune împărăția lui Dumnezeu cum poate fi cineva mântuit, au văzut minunile și semnele pe care le-a făcut Mântuitorul, culminând cu moartea și învierea sa dintre cei morți, după această perioadă de instruire, de echipare. În capitolul 2, ucenicii sunt împuterniciți, primesc o resursă spirituală necesară pentru slujirea lor. Dacă în capitolul 1 li se spune. Rămâneți, rămâneți pe loc, nu plecați din Ierusalim. Începând cu capitolul 2, ucenicii sunt trimiși în toată lumea, începând din Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile lumii. Așa se face că Evanghelia a ajuns și până la noi. Dacă în capitolul 1 te uiți în Faptele apostolilor și îl vezi pe Mântuitorul care după 40 de zile de la înviere, se înalță la ceruri, iată că aici, în capitolul 2, ceva coboară din cer peste ucenici. De fapt, se împlinesc promisiunile făcute de însuși Dumnezeu cu privire la venirea Duhului Său Cel Sfânt. Noi suntem o biserică creștină, trinitariană, credem într-un Dumnezeu triunic, un singur Dumnezeu Manifestat în trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Ei bine, deși Dumnezeu, Duhul Sfânt îl găsești încă de pe prima pagină a Bibliei, în Geneza, capitolul 2, 1, spre exemplu, ni se spune că Duhul Sfânt participă la creație, aici, în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Duhul Sfânt se va manifesta într-un mod cu totul și cu totul special, împlinind promisiunea Mântuitorului înainte de să înălță la cer, când le spunea în capitolul 1, cu versetul 5: Căci Ioan, e vorba de Ioan botezătorul, a botezat cu apă. Dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și în același capitol, Mântuitorul ne spune și rațiunea pentru care avem nevoie de această resursă. Versetul 8. Ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și în veți fi martori. Și uitați-vă la descrierea aceasta geografică în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile Pământului. Ei bine... Aici, în faptele apostolilor, capitolul 2, promisiunea aceasta se împlinește, cum de altfel multe alte promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut de-a lungul timpului s-au împlinit. În Geneza, capitolul 3, cu versetul 15, pentru prima dată în istoria umanității, Dumnezeu vorbește de faptul că ne va fi trimis un mântuitor care va zdrobi capul șarpelui, adică pe diavolul. Da, și el a promis că după învierea sa dintre cei morți va turna Duhul Sfânt. Iată pe Mântuitorul. Într-una din aceste șapte sărbători, de data aceasta sărbătoarea corturilor, este la Ierusalim. La sfârșitul sărbătorii, citim în Ioan capitolul 7, începând cu versetul 37, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului. Isus a stat în picioare și a strigat: Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Interesant, Ioan completează spunând foarte frumos, spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. Și haideți să ne întoarcem la capitolul 2 din Cartea Faptele Apostolilor, capitol din care am citit. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Îmi place lucrul acesta să-i vezi pe credincioși adunați în același loc, cu o inimă, cu un gând, stau acolo și așteaptă. Nu se știe exact unde s-au întâlnit. Am fi tentat să spunem că în odaia de sus. Și sigur că dacă citim în capitolul 1 din Faptele Apostolilor, îi găsim, destul, îi găsim în odaia de sus unde destul de des i-am întâlnit. Isus a instituit cina Domnului în odaia de sus. s retras, uh, ucenicii s-au retras în odaia de sus atunci când Mântuitorul a fost răstignit de frica iudeilor. Tot acolo Mântuitorul i s-a arătat după înviere. Între înălțare și revărsarea Duhului Sfânt în perioada aceasta de 10 zile, de multe ori ucenici au stat în odaia de sus. Dar dacă citim ultimul verset, spre exemplu, din Evanghelia după Luca, Luca, capitolul 24, versetul 53, vom fi surprinși să constatăm că ei erau și la Templu. Și când te gândești că mai târziu, 3000 de oameni din audiența aceea care a venit și s-a strâns în urma manifestării supranaturale care a avut loc s-au întors la Domnul, asta înseamnă că trebuia să fie un loc foarte mare unde mulțimea aceea să se fie adunat. Așa că nu putem ști cu exactitate dacă în odaia de sus, la templu, s-a întâmplat lucrul acesta, dar cu certitudine știm că ucenicii erau împreună, erau cu inimă, erau cu un gând, s-au adunat să aștepte ceea ce le-a promis Hristos. Așa că Poate o primă subliniere pe care vreau să o fac acum este că venirea Duhului Sfânt a fost supranaturală. Uitați cum începe versetul 2. Deodată. N-a inițiat nimeni ceva. Nu a fost o forțare, nu a fost ceva programat. Nu a fost în desfășurătorul programului slujbei noastre de astăzi, spunând la... 11 și 35 de minute se va întâmpla acest lucru. Nu, n-a fost așa ceva. Asta e frumusețea, e, e ceva care mie îmi place foarte mult când citesc cartea Faptele Apostolilor. Lucrarea lui Dumnezeu nu este forțată, nu este determinată de acțiuni umane, de eforturi pe care le pot face la un moment dat oamenii și să confunde eforturile lor, trăirile lor emoționale cu această experiență oamenii sunt acolo sunt într o stare de așteptare. Da, am văzut în capitolul 1 că s-au rugat la Oles pe Matia în locul lui Ios, în locul lui Iuda. Cu siguranță au mers pe acasă și au vizitat neamurile pentru că o parte dintre ei erau veniți din nord din Galileea la sărbătoare, dar în mod spontan Neprograma de oameni se întâmplă ceva. Deodată a venit din cer un sunet ca vžeitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Sunetul acesta a fost atât de puternic încât locul acela a fost umplut de el. Atât în ebraică, cât și în greacă, cele două limbi în care a fost scrisă Biblia, duh este, înseamnă vânt. Duhul Sfânt ca agent generator este simbolizat de vânt, spre exemplu, în profeția lui Ezechiel, când evrei au ajuns în diaspora babiloniană pentru 70 de ani, în urma neascultării de Dumnezeu. Dumnezeu îi dă o profeție lui Ezechia care vine să arate condiția în care se găsește Israelul. Și a văzut o vale plină de oase uscate. Și Dumnezeu a spus, asta este starea poporului meu. Numai o țară sunt departe de locul pe care eu l-am ales unde să se manifeste prezența mea, templu. Oare crezi că e posibil ca oasele acestea să mai capete viață? Și este momentul în care Dumnezeu îi cere lui Ezechiel să profețească. Și Ezechiel profețește și imaginea este aceea, aceeași, a unui vânt care a suflat peste oasele acelea. Și Israelul care nu mai avea nicio șansă, nu mai puteai să vezi vreo speranță din condiția aceea. Vederea pe care o are Ezechiel este că oasele capătă viață, venele se regenerează, carnea crește și ceea ce părea pe moarte capătă viață. Și este, dacă vreți, imaginea puternică a Duhului Sfânt care lucrează în viața noastră. Am fost morți în păcatele și în greșelile noastre. Eram departe de Dumnezeu. nu aveam nicio speranță în lumea aceasta. Eram după mersul lumea acesteia. Vă amintiți ziua în care Duhul Sfânt va cercetat? Și acolo unde poate nimeni nu va mai da nicio șansă, Duhul Sfânt a venit și a prins viață. Ați realizat că sunteți păcătoși, că avem nevoie de Hristos și că El este singura soluție pentru mântuirea noastră. Și deodată, S-a întâmplat minunea aceea naștere din nou și am putut spune împreună cu Apostolul Pavel dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. De aceea putem cânta că El a fost credincios și este credincios. De aceea putem celebra prezența Lui pentru că știm, da, știm că în viața noastră Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt a făcut această minune și suntem astăzi copii de Dumnezeu datorită regenerării pe care a făcut-o Duhul Sfânt în viața noastră. Slăvit să fie Domnul nostru! Amin. A venit din cer un sunet ca vjetul unui vânt puternic. Sunetul este o acțiune supranaturală, nu ține de vreme nu era starea meteo cea care determina vântul acesta ca vâjitul unui vânt puternic. Este, dacă vreți, simbolul forței invizibile a Duhului Sfânt. Domnul Iisus stă la un moment dat de vorbă cu Nicodim, echivalentul unui decan al unei universități de astăzi. Și spune, Nicodim, băiatule, dacă vrei să intri în împărăția cerurilor, tu trebuie să te naști din nou. Nicodim, zice, Doamne, e imposibil. La vârsta asta, să mai iau din nou, de la început, nu se poate. Și iată ce îi spune Iisus lui Nicodim în Ioan, capitolul 3, cu versetul 8. Vântul suflă în vrea. Îi auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici în merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Asta e lucrarea pe care o face Duhul și astăzi. Nu știi de unde? Nu știi cum? N-ai explicații. Ce explicații ați avut dumneavoastră când v-ați născut din nou? Da? Am mai folosit imaginea asta. Noi învățăm gramatică la școală după ce deja vorbim destul de bine limba română. Mă rog, depinde de cine au fost părinții, nu? Și din ce zonă geografică vine. Și după ce am învățat destul de bine să vorbim românește. Ne ducem la școală și învățăm gramatică. Și dacă ești ignorant, poți să zici la ce mai trebuie gramatică, pentru că eu deja vorbesc română, da, domnilor profesor, nu? Ce vă mai chinuiți voi să învățați gramatică copiii noștri? Da, cam așa este și cu lucrarea asta a Duhului. Când ești născut din nou, păi nu știi ce, ce s-a întâmplat, nu mă zici, interesant, am o bucurie în suflet inexplicabilă. Nu mai este frică de moarte. Am siguranța că sunt mântuit. Nu mai pot vorbi cum vorbeam înainte. Ceva s-a întâmplat? Și apoi vii la ora de gramatică în care predicatorii bisericii încep să-ți explice că acolo a fost o lucrare supranaturală pe care Duhul Sfânt a făcut-o. Vântul acesta, care simbolizat aici prin vânt, care suflă și aduce viață. Dar vântul acesta surprinde. Suveranitatea, a tot, a tot puternicia, este irezistibil, este invincibil, este invizibil. Da, vântul vorbește despre viață, putere, forță. Toate acestea sunt caracteristici ale Duhului Sfânt. De o dată a venit din cer un sunet ca vârșitul unui vânt puternic. Mi-am că eram într-o tabără a liderilor bisericii noastre la Lepșa, poate acum 15 ani, la tabăra elvețianului, dacă vă mai amintiți cei care a fost acolo. Și la un moment dat ne-am rugat, era un loc acolo special unde am stat, am povestit, ne-am rugat. Și în timp ce ne rugam, ceva s-a întâmplat. Și din rugăciunea aceea pe care o faci în mod normal, natural, deodată a fost așa o trecere la un alt nivel, Duhul Sfânt a luat rugăciunea noastră și a ridicat-o la un alt nivel. mi amintesc și acum că cei ce lucrau la bucătărie erau dintr-o biserică, era creștin după Evanghelie, au ieșit repede afară să vadă ce se întâmplă în foaierul de acolo. Erau vreo 20 de credincioși care se rugau. ce îmi place acest deodată. N-a fost programat. Noi n-am spus atunci, ne ducem în foaier, ne rugăm și la minutul 42, ca să schimbăm minutul, trebuie să se întâmple asta. Nu. E așa de frumos când Duhul, când Duhul face asta. Și când rugăciunea ta nu mai este doar rugăciunea minții tale, este rugăciunea Duhului. Când te conectezi cu cerul la un alt nivel. Versetul 3. Limpi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei. Da, evenimentul acesta vine și ne spune că ceea ce s-a întâmplat la 50-ii cinzecime implică sunet și lumină. Focul ca lumină era la început unul singur după care s-a desfăcut în limbi care s-a așezat peste fiecare dintre ei. Da, Ioan botezătorul ne spunea că cel ce vine după el, adică Hristos, Mântuitorul nostru, ne va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Focul, pe de o parte, simbolizează purificare, mistuire, căldură, încălzire aceea, curățire, dar are sensul și de judecată. Limbile s-au așezat câte una peste fiecare din cei prezenți și toți s-au umplut de Duh Sfânt. Dar dacă altădată la muntele Sinai limbile de foc și sunetul anunțau darea legii, formarea poporului mesianic, care trebuia să-l aducă în lumea noastră prin Sfânta Fecioară Maria pe Dumnezeul întrupat Iisus Hristos, acum limbile de foc coboară peste ucenici anunțând Nașterea unei noi ere este perioada Bisericii Domnului Isus Hristos. Așa se naște Biserica lui Hristos. Așadar, vântul puternic și focul ar putea să ne amintească de mă măreția lui Dumnezeu care a coborât acolo pe muntele Sinai. Fiecare din ei, continuă textul, fiecare din ei, nu s-a făcut diferență între apostoli și ucenici, între bărbați și femei, între tineri și adulți sau seniori adunați acolo, fiecare din ei, peste fiecare din ei a coborât. Îmi place lucrul acesta. Să văd acolo în odaia de sus sau la templu sau și, la odaia de, și în odaia de sus și la templu că probabil s-au mișcat între cele două locuri să vezi familia Domnului Isus Hristos adunată împreună să vezi părinți, să vezi copii, să vezi bunici, pe alocuri străbunici, care se adună și deodată Duhul Sfânt vine și coboară peste ei și spune toți au aceeași valoare. Toți! Biserica, biserica lui Hristos este una. Versetul 4 Și toți, și toți S-au de Duhul Sfânt. Îmi place să observ lucrul acesta în multe locuri din cartea faptelor apostolilor. Că atunci când Duhul Sfânt se revarsă, toți s-au umplut cu Duhul. Da. Acest, această umplere vine să ne vorbească despre identificarea noastră cu Hristos aparținem lui Hristos. Am fost împuterniciți pentru o lucrare eficientă de a duce Evanghelia până la marginile pământului și au început să vorbească în alte limbi sau cu alte limbi. Nu se știe câte limbi diferite au fost vorbite aici, dar erau multe. Dacă este să ne uităm și să adunăm toate uh, uh, locurile de unde erau veniți cei care se închinau aici, s-ar putea să vedem între în versetele 9 până la 11 că au fost cam peste 20 de limbi cunoscute care s-au auzit acolo. Dumnezeu face ceva unic, puternic pentru acest grup mic la început de bărbați și de femei speriați, așteptând în odaia de sus sau la templu să fie martori îndrăzneți a Evangheliei, atât bărbați cât și femei. Oricare ar fi fost semnul acesta, vine să vorbească despre un început. Dumnezeu l-a folosit pentru a-și confirma faptul că orice om care vine în familia lui Hristos are parte de, aceeași, de același statut copila lui Dumnezeu. Limbile, Limbele din Cartea Faptele Apostolilor, din capitolul acesta, au fost un semn interesant pentru credincioșii evrei. Pentru oamenii care au venit acolo și aveau nevoie de ceva. Da, există o diferență între limbele de aici și limba sau alte limbi, cele devoționale despre care Pavel vorbește în 1 Corinteni, capitolul 12 și 14. Din punct de vedere teologic, e posibil ca cinzecimea să fi fost chiar opusul turnului Babel, din Geneza, capitolul 11, când oamenii mândri și răzvrătiți și-au exprimat independența față de Dumnezeu, construind turnul acela, crezând ei că pot ajunge până la Dumnezeu fără să aibă nevoie de el. Vă amintiți ce s-a întâmplat? Dumnezeu le-a încurcat limbile și a dat fiecăruia o altă limbă. Apoi să se împrăștie peste tot în lume. Și de atunci încolo să aibă nevoie de traducători ca să se poată înțelege unul cu celălalt. Ei bine, acum, acum la cinzecime oameni care vorbesc limbi, dialecte diferite, vin la Ierusalim să se închine, Duhul Sfânt coboară peste cei ce sunt acolo, vorbesc în alte limbi și aceștia sunt uimiți extraordinar în dialectul meu oamenii aceștia vorbesc. Vorbeau după cum le da Duhul să vorbească, nu după cum a repetat unul în urechea lor, nu după cum le-a spus unul să repete nu știu ce cuvinte magice și vor ajunge la o bolboroseală. Astea sunt practici omenești, străine de Scriptură și îmi permis să spun împotriva Scripturii. Când Duhul Sfânt coboară peste cineva cu astfel de experiență, o astfel de vorbire în alte limbi este după cum dă Duhul. Nu este ceva ce au știut, nu este ceva ce au învățat sau au practicat înainte. Sursa vorbirii lor este Duhul Sfânt. Și acum aș vrea să mă uit cu dumneavoastră de la versetul 5 la versetul 13. Venirea Duhului Sfânt a fost uluitoare. Și se aflau acolo, versetul 5. Se aflau. Atunci, în Ierusalim, iudei, oameni cu cernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că i-auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galilieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Și atât de unde erau veniți cei de acolo. Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Panfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau proezeliți, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți. Nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții. Ce vrea să zic asta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Da, iată cine sunt aici adunați la Ierusalim, oameni cu cernici. Cu cernic înseamnă a se ține de lucruri bune. În, cadrul, în cazul iudaismului din primul secol, cu cernic presupunea cineva care păstra tradițiile iudaice, orale, care mai târziu s-au transformat în ceea ce este Talmudul iudaic. Acești oameni erau evlavioși, erau religioși. Din toate neamurile care sunt sub cer. Tuturor bărbaților evrei, nu țineți minte, vă rog, lucrul acesta, li se cerea ca la aceste sărbători să vină acasă, să vină la Ierusalim, să vină să se închine, indiferent unde erau. Dar probabil că erau pelerini din toată regiunea mediterană care au venit la Ierusalim pentru Paște și unii dintre ei au mai rămas, că urma sărbătoarea Cinzecimii. Sau poate erau Locuitori permanenți care s-au mutat, venind de undeva din diaspora. Versetul 6 zice: Când s-a auzit sunetul acela, zgomotul vântului puternic, poate când au auzit creștinii care vorbeau în alte limbi, zice că au rămas încremeniți. E interesant cum este tradus acest încremenit, mulțimea încremenită în traducerea Dumitru Colinescu. În noua traducere este nedumerită sau zăpăcită, încântată. Dar nu înțeleg ce se întâmplă. E, e ceva uimitor, mulțimea se adună. Asta a implicat faptul că întâmplarea a avut loc undeva în zona templului, deoarece mulțimea asta de mii de oameni n-ar fi încăput în odaia aceea mică, de sus și ținând cont de străzile înguste ale micului Ierusalim, fiecare îi auzea vorbind în limba lui. E Termenul folosit pentru limba lui este cel care se traduce în limba noastră prin dialect. Da, Imaginați-vă, aceștia sunt galilieni, o parte dintre ei, veniți din nordul Israelului. Au accent, nu? Și moldovenii noștri din nord spun și mai apăsată. Da. știți cum râd ardelenii de noi, că ce este piperonul? Știți ce e piperonul? Locul unde rămân moldovenii după ce pleacă trenul. ce că noi avem așa, eu nostru, eu lor, doamna mea, interesant să au zis pe bisițeanca mea că nu zice ouă, niciodată nu pot să spun, dar tot îi cer să spună, mai zi o că îmi place ouă ăla, maghiar, așa, venit din dialectul de acolo, da? Ăștia au un dialect al lor. Interesant. Deși au dialectul lor, vorbesc exact pe dialectul nostru de unde noi am fost născuți. Da, să ne Cum de auzim versetul 8? Vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut. Și iată categoriile de oameni. Versetul 9, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Toate locurile astea sunt din Turcia de astăzi. Deci avem oameni care vin din diaspora de acolo, din Turcia de astăzi. Apoi te muți în versetul 10 și ai Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena. Acesta este un grup din Africa de Nord. Apoi citești oaspeți din Roma. Clar, aceștia sunt pelerinii care locuiau în capitala Imperiului Roman. Și apoi ai o altă categorie, prozeliți. Se referă la cei care s-au convertit dintre neevrei la iudaism. și asta presupunea că ei au început să țină legea mozaică, bărbații se tăiau prejur. se botezau în fața martorilor, renunțând la păgânism și aduceau jertfe la templu. Erau la Ierusalim deoarece prozeliții de-acum făceau parte din categoria celor care li se cerea să vină să se închine la templu. Erau cretani. O insulă mai mare din Marea Mediterană, nu aproape de Turcia, sau poate reprezenta colectiv toate insulele din Marea Egee, arabi. Ăștia surmașii lui Esau, în partea de sud a Orientului apropiat, acolo unde sunt răspândite multe triburi arabe. Pentru evreii din primul secol, această listă Presupunea toată lumea pe care ei o cunoșteau la acea vreme. Versetul 12. Toți, toți erau uimiți. Nu știau ce să creadă. Și ziceau unii către alții. Ce vrea să zic aceasta? Da, acești pelerini veniți la Ierusalim, recunosc că este ceva special, s-a întâmplat ceva deosebit. Este un semn important. Și, Petru, este cel care va folosi această oportunitate pentru a predica, pentru a răspunde întrebărilor lor. Dar există și dintre cei care n-au plecat niciodată de acasă. Au stat tot timpul doar la Ierusalim, știau doar aramaica care se vorbea atunci. Și ăștia n-au priceput niciunul din dialectele alea. Și care e reacția omului care nu pricepe? Îți beți. Ce -i cu manifestarea asta? Acum, eu nu o spun în sensul laudativ. Eu n-am fost niciodată beat. Nu știu ce înseamnă să fii beat. N-am idee cum este să-ți pierzi mințile, cum se spune. Dar încerc să-mi imaginez, comparând cu faptul că eu din când în când mă mâni. Nu știu, să mai mânie cineva pe aici? Ok, câțiva sunteți normal, sunteți cu mine, da? Și bănuiesc eu că seamănă beția cu mânia așa, știi? Ești calm, te enervează ceva și deodată te prinde o stare de emoție care pune stăpânire pe gândirea ta și deodată spui ce n-ai vrea să zici, faci ceea ce n-ai vrea și zici, când îți treci nervii, cum am putut să fac asta? E un moment când aburi alcoolului pun stăpânire pe minte, cum îmi explic eu așa, într-un mod simplu sau poate simplist pentru unii care sunteți mult mai pregătiți să înțelegeți fenomenele astea, și alcoolul controlează. Eu am văzut că oamenii ăștia sunt dezinhibați. Adică vorbesc ceea ce n-ar vorbi în mod normal. Se manifestă cum nu s-ar manifesta în mod normal. Au niște trăiri care sunt ieșite din normalul lor. Eu în termen ăștia citesc versetul ăsta. Mă, ăștia sunt beți, uite-te la ei. Vorbesc cu pasiune. Vorbesc și într-o altă limbă, pe care noi nu o înțelegem. Văd că alții se bucură de ceea ce zic. Probabil că pricep. Se manifestă dezinvolt. Da? Să vezi un introvertit, da? unul liniștit, care dacă îi spui să dea mâna cu cei din dreapta și stânga, este ca și cum aproape nu l trimis la moarte, dar îl trimis la urgență, știi? Ce are predicatorul ăsta cu mine? Lasă-mă în pace, nu vreau să ating pe nimeni, nu vreau să văd pe nimeni. Deci introvertitul e un om profund, e în lumea lui, are o bogăție foarte mare, știi despre ea numai când îi cer să vorbească, ceilalți vorbesc și când sunt întrebați, nu? Ei spun și ce nu trebuie și când nu trebuie. Imaginați-vă un introvertit, cu minte și liniștit, care deodată vorbește cu pasiune, spune despre minunile Domnului. Zice, mă, ce-i cu ăsta? Eu nu l-am știut așa, știa că ăsta e cu minte acolo în banca lui. Uită-te la el cu câtă pasiune vorbește despre Domnul. Da, când nu înțelegi un lucru, și noi facem același lucru, hai să fim onești. Multe lucruri pe care nu le înțelegem, le etichetăm și le punem într-o cutiuță. Vine o vreme când le pricepe și ceva ce ne știu, am fost. Dar, dragii mei, frați și surori, aș vrea să vă amintesc că textul acesta nu ne vorbește doar despre o experiență care a avut loc undeva, cândva, în trecut, ce este ceva ce Apostolul Petru spune când predic aici, făgăduința aceasta, ceea ce vedeți voi că s-a întâmplat acestor oameni, se adresează miilor de evrei care au venit să vadă ce se întâmplă. Făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru copiii copiilor voștri în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Ai fi putut spune amin, ai ratat șansa asta, că adică e și pentru tine este și pentru mine, este pentru fiecare dintre noi. Făgăduința aceasta este pentru noi. Iată o experiență a lui Charles Finney, despre care bănuiesc că ați ascultat, ați auzit, da, a fost un avocat foarte educat, care a fost folosit de Dumnezeu în marea trezire care a avut loc în nordul, statelor, în nordul Americii, Dumnezeu l-a folosit pe bărbatul acesta într-un mod excepțional. Ascultați experiența lui. Când s-a înserat, am aprins focul în cămin și am așteptat să fiu lăsat singur. În cele din urmă, văzând că totul este în, în regulă și domnul W nu-i spune numele, mi-a urat noapte bună și a plecat, l-am însoțit până la ieșire. Apoi am închis ușa și m-am întors cu inima plină. Mi se părea că toate simțămintele mă copleșesc și eram nerăbdător să învăr sufletul înaintea lui Dumnezeu. Dorința mea era atât de mare încât am alergat în camera de fa din față să mă rog. Încăperea era cufundată în liniște și în întuneric de plin. Totuși mi se părea că o lumină puternică este în ea când am închis ușa. Am avut sentimentul că îl văd pe Domnul Iisus Hristos față în față. Nu mi s-a mai întâmplat așa ceva până atunci. Și nici de atunci înainte, pentru un timp. Nu aveam o viziune. Îl vedeam ca și cum era acolo. Nu mi-a spus nimic. Doar m-a privit într-un fel care m-a făcut să cad cu fața la pământ. Mult timp după aceea m-am gândit că a fost ceva uimitor. L-am văzut cu claritate, și mi-am vărsat sufletul înaintea lui. Am plâns cu glas tare ca un copil și mi-am mărturisit toate gândurile. Mi se părea că lacrimile mele îi spală picioarele și totuși nu mi-amintesc să-l fi atins. Cred că am continuat mult timp în felul acesta, dar mintea mea era atât de absorbită încât nici nu mai amintesc ce am spus după ce m-am mai liniștit, m-am întors în birou și am văzut că focul din cămin era gata să se stingă. Dar când am vrut să mă așez, am primit botezul Duhului Sfânt, fără să mă aștept, fără să fi știut măcar că există așa ceva, fără să fi auzit pe cineva vorbind despre acest lucru. Duhul Sfânt a coborât peste mine, luminându-mi întreaga ființă, trup și suflet. Am simțit ceva ca un curent electric care m-a cutremurat. Mi se părea că sunt scăldat iar și iar de valuri, de dragoste, de parcă simțeam răsuflarea lui Dumnezeu. Pot să-mi aminteș acum cum mă simțeam purtat ca de niște aripi întinse. Niciun cuvânt nu poate exprima dragostea care îmi cumprisese inima. Am plâns de bucurie și iubire și mi-am vărsat sufletul în torente de lacrimi și de recunoștință. Valurile acestea treceau unul după altul până când îmi amintesc că am strigat. Voi muri dacă aceste valuri nu se opresc. Doamne, nu mai pot îndura. Asta este experiența lui Finei, Charles Finei. Nu știu care este experiența ta, dar dați-mi voie să vă spun ceva din experiența mea. M-am întors din armată, după ce acolo am fost exclus din UTC pentru că eram credincios. UTC, Uniunea Tinerilor Comuniști pentru cei care v-ați născut după Hristos în coace. Nu știți ce înseamnă faimoasele nu, uh, litere de aici, da? Am fost într-o hărțuire emoțională și intelectuală pentru o perioadă lungă, mutat de la ofițerul de contrainformații la cineva care a venit de la comandamentul marinei, crezând că eu mi-am influențat colegii să creadă în Dumnezeu. A fost o bătălie puternică la nivelul minții. Am ajuns acasă și în primele Două săptămâni în ziarul scânteia, din nou rostesc cuvinte care simt că mă murdăresc pe măsură ce le spun, organul de stat, cum se numea, al Partidului Comunist Român. În ziarul acela în care era politica a partidului și a tovarășului, era un interviu dat de conducătorul bisericii de la acea vreme. Nu știu dacă respectivul chiar a dat interviu sau securiștii l-au pus în gură, habar nu am și nici nu cred că e relevant lucrul acesta acum, dar acolo erau criticați de către conducătorul bisericii, credincioșii care se strâng în grupe mici să studieze Biblia sau să se roage. Și eu aveam o disciplină, țineam timpul de părtășie în fiecare dimineață, citeam din Biblie și mă rugam și după ce am terminat articolul acela la o zi, două, trei de citit, nu mai țin minte, M am dus să mă rog și în momentul în care m-am rugat am avut o bătălie cumplită la nivelul minții mele și am avut sentimentul că mă rog unui perete gol și nu este nimeni care să mă asculte. Și bătălia aceasta a durat pentru câteva luni. M-am dus în fiecare zi și m-am rugat, deși nu mai simțeam absolut nimic și nu mai știam în ce să cred și cum să cred. Mă duceam la biserică, cântam în cor... <coughs> Mă uitam la toată adunarea și vedeam cum cântă și cum se roagă, și îmi ziceam în mintea mea: Aș vrea măcar odată să mă pot ruga și eu, ca voi. Ce păcat că eu nu mai pot să fac lucrul acesta. Veneau în vizită credincioși în familia noastră și tatăl meu vorbea cu ei și mi se păreau logice și foarte articulate discuțiile lor cu privire la tot ce înseamnă viața spirituală, și eu îmi spuneam ce păcat că eu nu pot să mai cred toate astea. Și în mintea mea și în sufletul meu a fost o luptă covârșitoare. Și într-o zi m-am dus și m-am închis într-o cameră. Era greu să găsești o cameră liberă la noi, nu? O familie mare cu mulți copii, dar aveam acolo o cameră unde m-am închis. Am îngenunchiat. Și am spus așa, Doamne, am venit astăzi înaintea Ta să-ți spun că nu mai cred în Tine. Îmi pare rău că spun lucrul ăsta, dar nu mai pot să cred. Dar dacă tu nu existi, sunt foarte multe lucruri pe care eu nu le înțeleg și am făcut o listă de lucruri pe care nu le înțelegeam. Povestea ar fi lungă, nu, nu vreau să vă răpesc acum timpul cu acele detalii care de altfel sunt importante pentru mine, pentru experiența mea. Și am zis, dar ceva, ceva nu funcționează. E, e logic în toată povestea asta voi fi eu un mare păcătos. Și am mărturisit Domnului și lucrurile care am crezut eu că sunt bune. Am Doamne, poate eu te-am întristat, poate eu am făcut ceva ce ție nu-ți place. Și am stat acolo și mi-am vărsat îndoielile și întrebările și frământările mele. Din ce să te acolo, am ajuns în rugăciunea mea la un punct în care am zis așa, Doamne, eu cred că ăsta e diavolul care mă minte. Tu trebuie să existi. Dar dacă tu existi, tu trebuie să faci ceva. Ceva, ceva care să-mi schimbe înțelegerea, atitudinea. Dragii mei, eu am terminat ca unii dintre dumneavoastră inginerie și pentru mine întotdeauna 1 plus 1 fac 2. Mintea mea e foarte logică, foarte logică, mă rog. Gândesc logic, așa a fost ceea ce a presupus educația mea inițială. Dar ceea ce eu urmează să vă spun n-are nicio logică. Dar vă spune o persoană care a trăit-o. Am spus, Doamne, dacă Tu existi, și foarte interesant, în timp ce dă să stai de vorbă cu Dumnezeu, iată ce îi spun, și cred că Tu existi tu trebuie să faci ceva. Am avut sentimentul că s-a desfăcut așa efectiv acoperișul camerei în care eu săteam. Am simțit ca și cum cineva respira în mine. Se zic, prea mult, e prea de tot. Și când emoțional m-am liniștit, am cântat acolo de unul singur, un cântec, care era cumva un fel de șlagăr pentru noi tinerii bisericii de la acea vreme. Ce multe sunt, ce nu înțeleg. Eu vi-l pot cânta cu condiția că nu ieșiți în sală, da? Ce multe sunt, ce nu înțeleg, ce multe există, ce nici nu știu, dar una știu și sunt sigur. Iisus e viu, în mine viu. Da, este greu să vă spun ce a fost experiența mea atunci. Mai târziu am avut harul ca în închinarea mea, în rugăciunea mea să experimentez inclusiv vorbirea în alte limbi. Dar dacă mă întrebați pe mine, experiența mea de acolo din cămăruța aceea căreia noi spuneam camera întunecată, că nu avea o fereastră afară, da? Avea într-un hol sau într-o altă cameră. A fost experiența în care cerul s-a unit cu pământul. Hristos m-a transformat. Pot să spun cu deplină încredere că pentru mine Dumnezeu este mai scump decât orice. El este viața mea. Cred că Isus Hristos este Mântuitorul meu personal m-am angajat să slujesc toată viața, neștiind atunci că Dumnezeu mă va chema să predic Evanghelia, să fac ceea ce fac astăzi. Dar cred că a fost parte din procesul formării mele spirituale. Eu nu știu unde ești tu în această dimineață. nu -ți știu frământările și nici trăirile tale. Poate ești ca mine îndoielnic, poate ești ca cei care au fost în odaia de sus și au experimentat bucuria asta sau poate ai foarte multe întrebări. Dragul meu, eu știu un lucru, Dumnezeu este Cel care răspunde întrebărilor noastre sincere. Și dacă m-a primit pe mine, care m-am dus și am spus că nu mai cred în El și mi-am locuit în doelile cu certitudini, Dumnezeu poate face același lucru și cu tine. El poate să-ți sufletul tău el poate să te elibereze de rănile tale, de trecutul tău. Și mai mult decât orice, El poate și vrea să te umple cu Duhul Sfânt. Crezi lucrul acesta? Amin. Și -ac aș vrea în următoarele momente să vă invit să stăm înaintea lui Dumnezeu. Invit aici echipa de laudă și închinare. Aș vrea ca împreună cu ei să cântăm și să lăsăm inima noastră să se deschidă larg înaintea lui și să-i permitem lui ca lucrarea pe care el a început-o în noi să o ducă până la bun sfârșit. Ne rugăm, credem și ne lăsăm sub autoritatea lui, știind că el niciodată nu greșește. Și Domnul Isus ne-a spus, și voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Cu atât mai mult, Tatăl vostru care este în ceruri, va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Și dacă ești în, în dimineața asta aici, și simți că ai nevoie și știi că ai nevoie de Duhul. Spunei, domnule, Doamne, sunt și eu aici. Dacă tu vrei și știu că tu vrei, dacă tu poți și știu că tu poți, făgăduința aceasta e și pentru mine. Te rog, uită-te spre starea mea. Curăță-mă, în sângele lui Isus Hristos, spală conștiința mea. Și umplem cu Duhul Tău cel Sfânt. Haideți să ne ridicăm și să cântăm împreună, ca apoi să ne rugăm împreună. Aș vrea să vă invit să mai cântăm refrenul acesta. Dacă nu vă cer mult, ridicați mâinile spre cer și spuneți-i împreună cu întreaga adunare: O vină astăzi, Doamne, sunt aici, vină și în viața mea. No! să continuăm cu cuvintele noastre, rugăciunea noastră îndreptată înaintea lui Dumnezeu. Ne rugăm împreună. Doamne, ascultă, te rog, rugăciunea poporului tău ce se înalță spre tine. În numele Domnului Isus Hristos stăm adunați cu toții și îți mulțumim, Doamne, pentru că nu tu ni te-ai descoperit. Îți mulțumim pentru minunea pe care ai făcut-o în viețile noastre. Doamne, aș vrea să mă rog pentru cei care sunt în această audiență și care poate n-au experimentat iertarea păcatelor. Tu pentru ei nu ești mântuitor. Am te rog în numele Domnului Isus Hristos de leharul să se întoarcă la tine. Mântuiește-le sufletul. Doamne, ne rugăm în vremurile acestea Adă o trezire spirituală în viețile noastre, în familiile noastre, în biserica noastră. Doamne, te rog, binecuvântă țara noastră acum când populația este chemată să aleagă, Doamne. Tu ești acela care conduci toate lucrurile. Te rog să binecuvântezi tu poporul român, Doamne. Doamne, încredințăm în mâna ta viitorul nostru. Facă-se voia Ta. Numele Tău, Doamne, să fie glorificat și preamărit în viețile noastre. Îți mulțumim, Doamne, pentru ceea ce Tu ai făcut și pentru ceea ce vei face în continuare. Slavă, onoare și cinste să ți aducem Ție. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta. Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare dintre dumneavoastră în parte. Dacă n-ați votat, vă încurajez să votați. Votați așa cum conștiința dumneavoastră spune că ar fi cel mai potrivit. Vă doresc o după amiază frumoasă și mult har în familiile dumneavoastră.